și o să povestim toată faza asta cu strike-ul, ce am eu de gând și o să vă cer câteva sfaturi și păreri. Dar haideți puțin să vă arăt ce voiam eu să fac. Salutare nocivanilor și ratonașilor, din păcate știți ce s-a întâmplat cu strike-ul. O să povestim mai multe în episodul ăsta, dar înainte de a începe vreau neapărat să intrați în grupul de Facebook Nocivanii și să-mi dați un follow pe Instagram. De ce vreau treaba asta? Pentru că dacă mai au și alte strike-uri s-ar putea să nu mai am acces la contul acesta și trebuie să vă anunț ce se întâmplă cu mine, dacă mai îmi fac alt canal, dacă chestii de genul acesta. În fine, neapărat să intrați în grupul de Facebook Nocivanii și dacă se poate să-mi dați și un follow pe Instagram. Aveți primul link în descriere, grupul de Facebook. Hai să nu mai povestim atât, să trecem la episod. Știu că am zis că nu mai filmez astăzi, dar nu se poate să nu mai filmez. Asta este, mi se întâmplă, dar eu nu renunț la seria mea și nu renunț la voi. Hai să vedem. Deci, cele mai multe like-uri au strâns comentariile lui Pufi TV Cezar și ale lui Alex Gamer. Așa că haideți să-i trecem aici. Felicitări băieți sau fete sau ce sunteți. Mă bucur foarte mult, seria asta nu o să se oprească. Chiar dacă o să-mi închidă canalul sau ceva, asta este, o să fac un alt canal strict de gaming și nu o să mă mai bag în reacții, în lucruri care m-ar putea distruge. Hai să vedem, hai să vă scriem numele prima oară. Deci, Pufi TV Cezar. Pufi... unde să... Hai să lăsăm... un loc... Nu, scriem așa, Pufi TV Cezar. Felicitări, boss! Ai în momentul de față 38 de like-uri când eu scriu. Nu știu când o să pun poza, dacă ai mai multe sau mai puține, aia e. Și al doilea este Alex Gamer. Alex Gamer, așa ceva. Da, bun, nu, de fapt stai că e cu gâmic. Opa, opa, Alex Gamer, așa. Felicitări fraților, ceea ce vreau să vă anunț, eu voiam să fac acum o casă în copac. Deci hai să vedem. Aoleu, ce întuneric, ui, mamă. Hai să ne punem să dormim și o să povestim toată faza asta cu strike-ul, ce am eu de gând și o să vă cer câteva sfaturi și păreri. Dar haideți puțin să vă arăt ce voiam eu să fac. Deci vreau să fac aici o casă în copac, dar nu știu dacă o să mai fac, parcă nu prea am chef acum. Vreau pur și simplu să scot tot dinăuntru, să las doar fațada peste tot și să fac o casă în copac frumos cu scări aici, tot ce trebuie. Dar cred că o să facem cu totul altceva în episodul ăsta. Ce e? What the fuck? Mi-a căzut un picior, ce naiba? Vreau să fac cu totul altceva în episodul ăsta, vreau să strâng cât mai mult cobblestone și să măresc casa, să fac un etaj și nu știu, de acolo vedem. Dar hai să vedem prima oară ce materiale avem și ce ne mai trebuie. Ok, bun, deci avem ceva cobblestone, dar o să mergem la minat și între timp povestim. Hai să mergem să minăm cobblestone, fraților. Haideți să începem să povestim. Deci, am intrat aseară, acum eu filmez la ora aproape 12, pe data de 29, cred că suntem azi, da, 29, miercuri. Acum filmez episodul, am zis că nu mai filmez, trebuia să-l filmez aseară, nu mai aveam niciun chef. După ce am văzut ce s-a întâmplat am zis, oh my god, o să, nu știu, mă simțeam groaznic, fraților, nu pot să vă explic. Deci pentru cei care nu înțeleg, am luat un strike la canal din cauza unui clip la un pas de moarte, nu știu de ce, ei au spus că e nuditate acolo, dar ghiși ce, nu este absolut deloc nuditate. Dar ei s-au decis să-mi dea strike, yay! Am făcut un apel, acum aștept răspunsul lor, mai mult de atât, ce să zic momentan, n-am ce să zic. Și după ce am luat strike-ul respectiv, am zis, aia e fraților, YouTube-ul nu mă vrea, dar m-am gândit mai bine și am zis, bă, de ce să mă întristez eu atât de mult pentru un singur strike? Când o grămadă de oameni au mai luat, partea rea e că nu pot să mai fac live-uri, dar aia e, 3 luni de zile nu mai pot face live-uri. Sau poate o să considere YouTube-ul că este o greșeală, cum de fapt este, și o să-mi scoată strike-ul și o să fie totul bine. Dar am eu o altă idee. Ce zice să-mi fac eu un alt canal pe care să postez doar reacții, iar pe canalul ăsta să postez doar gaming și, nu știu, clipuri 100% făcute de mine, adică să nu aibă legătură cu un alt clip să zică, bă... nu știu, dar de fapt oricum nici asta nu are legătură, că nu este un copyright strike. Este ceva, o violare a legilor, ceva genul. În fine, o încălcare a legii, mai bine spus. Și ei mi-au spus că în cauza că e nuditate sau sexualitate provocatoare, dar nu are nici cea mai mică legătură. Deci, na. Ce naiba am luat acum? Flint, oh, am găsit flint, nice! Prima oară când găsesc flint, deci pot să-mi fac acum și săgeți, gravel, opac, găsim de toate. Da, și să-mi spuneți acolo în comentarii dacă vreți să fac încă un canal pe care să postez strict reacții și... Bine, nu neapărat strict reacții, dar chestii care aș crede eu că mi-ar putea închide canalul, știi? Deși de ce să-ți închidă canalul și să-ți dea strike-uri pentru niște clipuri la care reacționezi și ele sunt deja pe YouTube cu milioane de vizionări? Care e logica YouTube-ului? Nu știu, în fine, momentan mai aștept, o să vă anunț și pe voi, o să vă țin la curent. Dar cel mai important este să intrați în grupul de Facebook Nocivanii, primul link din descriere. Pentru că dacă mi se închide canalul, fraților, eu nu mai pot să postez pe canal și nu mai pot să vă anunț nimic. Deci dacă sunteți nocivani adevărat sau ratonași adevărat, intrați acolo în grupul de Facebook Nocivanii și dați-mi un follow pe Instagram, pentru că sunt două căi unde vă pot anunța și aia e. Deci acum chiar, sincer vă spun, nu mai contează să fim cât mai mulți de dragul de a fi. Este vorba de faptul că dacă mie mi închide canalul, s-a terminat tot. Și doar acolo pot să fiu la curent cu voi. Nu vă costă nimic, pur și simplu intrați pe primul link, dați acolo să intrați în grup, eu o să vă accept cererea instant și sunteți la curent cu toate. Vă rog, dacă se poate, dacă nu, aia e, ce, mai mult nu pot, de obligat nu pot să vă oblig. Hai să continuăm, deci vreau să fac cu etaj, sunt puțin trist într-adevăr, încerc pe cât se poate să elimin tristețea asta, dar puneți-vă în situația mea, un canal la care ați muncit un an de zile aproape, să zicem, bine, de fapt vreo 10 luni, am mai muncit și la alte canale, dar numai ăsta mi-a reușit, să vezi că în sfârșit faci 1000 și ceva de abonați pe zi și să vezi că cel mai mare clip al tău, clipul acela avea 72.000 de vizionări când mi l-au dat jos. Deci ca să înțelegeți voi, nu mai puteți vedea clipul ăla acum, doar în momentul în care se decide că, dacă se decide că s-a greșit, doar atunci o să-mi dea clipul înapoi și o să fie totul ok. Dar bineînțeles că probabil clipul nu o să mai facă view-uri și aia e, deci tot eu am de pierdut, dar aia ar fi cea mai mică problemă. În fine, deci voi nu mai puteți vedea clipul acela și aia e. Nu știu. Deci, puneți-vă în situația mea. E foarte, foarte nasol. Asta este, nu contează. Dacă am susținerea voastră, sincer, nu-mi pasă de nimic altceva, dar după cum au zis și Ovidiu, îl știți pe Ovidiu, majoritatea. Nu, deci cea mai mare, cum să zic, cea mai mare problemă și cel mai mare ghinion este ceea ce mi se întâmplă mie. Pentru că dacă aveai mulți abonați, atunci poate mulți youtuberi ziceau: "Ei, abonați-vă", sau și-a făcut un nou canal sau ceva. Și imediat îmi reveneam. Dar eu sunt exact în momentul în care nu am nici puțini abonați încât să nu-mi pese de canal și nu am nici mulți încât să mă susțină lumea atât de mult. Așa că singura opțiune pe care o am acum este să vă fac să intrați în grupul de Facebook Nocivanii și să vă țin acolo la curent. În cazul în care mi se închide canalul, să-mi fac altul strict de gaming și strict de reacții. Vedem. Să-mi spuneți ce vreți voi, să fac încă un canal pe care să postez numai reacții sau nu, sau să risc acest canal, nu știu. Am muncit atât de mult, nopți nedormite, să zicem așa, ore întregi, zile întregi de editări. În ultimul timp, credeți-mă că ceea ce făceam era să mă duc 11 ore la muncă, să vin, să editez, să filmez, nu știu. E foarte, foarte grav ce se întâmplă, dar să sperăm că totul o să se termine cu bine. Acum, nu știu. Hai să vedem, avem destul cobblestone momentan. Mă duc să fac etajul promis și dacă totul decurge bine, o să fac și casa în copac. Clipul ăsta nu o să aibă prea multe minute pentru că, nu știu, nu găsesc nici cuvintele, fraților. Pur ce naiba, mă, rămâne așa în urma mea? Ce tare. Nu găsesc cuvintele, pur și simplu. Este dificil pentru mine, dar asta este. Cu toții trecem prin lucruri grele. Hai să vedem ce facem. Nu, vreau altceva. Deci vreau, așa, uite aici, bun. Asta vreau să pice. Ce vreau eu? Vreau să fac niște scări din astea. Ok. Lemn n-am oare? Ia, unde e lemnul? Ah, ok, bun. Stai că am și din astea, nici nu-mi trebuie multe. Poc, șpoc. Unde este scara? Aici 3, hai să-l facem 6, că cu siguranță o să-mi ajungă. Punem în locul la ăsta și hai să facem etajul. O să mă gândesc să fac ceva mult mai tare pe viitor. Adică, nu știu, să schimb tot, să nu mai fie așa din piatră, să fie frumos, dar momentan să avem o bază, așa, știi? Și ce m-am mai gândit eu? În casa din copac vreau să pun un abonat. Deci nu, hai să explic la lumea. Deci, în momentul în care eu o să termin casa din copac, o să fac acolo peretele abonaților, o să rămână și aici peretele abonaților, dar care o să fie diferența? Toți cei care o să apară pe peretele abonaților din casa din copac o să fie cei care postează primul comentariu la fiecare clip din seria asta, cu peretele abonaților și cu single player. Deci primul care pune un comentariu și zice orice, nu contează. Eu o să mă uit, o să verific cine e primul și o să-l trec pe peretele abonaților din casa abonaților. Și din casa din copaca abonaților, în fine, înțelegeți voi. Iar în casa aceasta o să fie doar cei care au cele mai apreciate comentarii. Primele două cele mai apreciate comentarii, posesorii acelor comentarii, o să fie trecuți aici. Iar primul care lasă un comentariu la clipurile cu Minecraft din seria asta o să fie trecut în casa din copac. Deci o să fie două, cum să zic, părți în care o să postez peretele abonaților. Hai că nu găsesc eu cuvintele, dar le găsesc mai greu, dar le găsesc. Hai să vedem. Bun. M-am gândit oare să fac... ok. Hai să fac aici un din asta, cum îi zice, un balcon. Ce ziceți? Cred că ar fi super interesant să fac aici un balcon. Dar hai să-l fac de afară pentru că... De fapt puteam să-l fac și dinăuntru, că m-ați învățat voi. Da, e ok. Totuși, cred că ar mai trebui să fac ceva dinăuntru mai bine. Cred că ar fi mai bine să măresc un pic, să fie puțin mai înaltă, pentru că e destul de mic spațiu și na, e mai ok așa. Facem doar prima cameră de data asta în episodul ăsta și în episodul următor continuăm. Facem etajul peste tot, nu doar aici. Am luat prea mult. Bun. Deci doar cămăruța asta, după care în episoadele următoare o să facem și hall-ul, și camera asta și aia. Bun, hai, hai, let's go! Sunt puțin trist, mă, nu vreau să vă mint, dar încerc, vedeți? Mă și bâlbâi, încerc pe cât posibil să fiu tare, pentru că eu mă gândesc că voi vreți content și vreți să mă vedeți fericit și vreți să ne distrăm împreună. Asta este, se întâmplă lucruri de genul, n-avem ce să facem, pana mea. Contează, o să trecem peste, pentru că asta, prin chestia asta o să dovedim că suntem uniți și că totul merge super bine. Bine? Nocivanilor, ratonașilor, să scrieți acolo în grupul de Facebook când intrați, ori să lăsați un comentariu la postarea aia în care am arătat că mi-am luat strike, ori ceva acolo, să dați un sens să văd că ați intrat și că mă susțineți. Mi-ar plăcea enorm de mult. Hai să facem încă un etaj superior. Bun, dar momentan să mărim cu un spațiu. Așa. Și acum pac, 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 pac. Bun. Și hai să facem așa. Bun, asta am vrut să fac. Acum nivelăm totul. De fapt, nu. Hai să punem aici lemn. Să punem direct lemn. Ce sens are să ne mai complicăm? Sărim aici, pac, aoleu. Bun, mai punem o scară aici. Perfect, aici, nu aici. Da. Bun. Ceea ce vreau eu acum este să văd dacă mai am ceva lemn pe aici. Oh, perfect. Am lemn, am tot ce-mi trebuie. Bun. Oare și aici trebuia să pun lemn? Cred că da, hai să punem și aici lemn, pentru că e mai ok, arată mai ok. Bun, fac, opa, cum a rămas una. Opa, aia. Mă sună cineva, dar dăm ocupat. Șpoc, 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 șpic, șpac, șpac, șpoc. Hai mă, că o să fie bine, o să fie bine, am încredere în voi că sunteți acolo alături de mine și o să fie bine. Mă sună în continuare, nu vrea să renunțe. Ce să-i faci? Ia stai să vedem, că mi-a scris ceva pe Facebook, 2 secunde. Îi scriu, nu mai suna în re... Stai că am scris greșit. În re... Hai mă! Nu pot scriu înregistrez. Ba, acum se nimerește, mă. Doamne ferește. Doamne ajută. Bun, deci am făcut asta. Ok. Pac! Îmi scrie în continuare, nu mă lasă, este fratele Houdini. Mă întreabă, Doamne, e de toate. Bun, hai, pac, 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 șpac. Oh, cum am căzut. Șpac, șpic, șpac. Haideți mă, hai să fim fericiți, căluți fericit. Și acum ce naiba, cum pun? Aș putea să fac ăsta din lemn, să fie așa pe interior lemn, să știi că ar fi interesant. Mai puțin stai, mamă frate că nu mă lasă în pace. Așa. Gata. Bun. Acum nu mai, gata. Ce orice scrie, gata, fraților, trebuie să fim atenți aici, cum altfel. Aici o să lăsăm loc pentru o ușă. Asta ce e aici? Am plus. De seama ce deșteptă că îi dau cu pickaxe-ul. Dar nu mă interesează, bă. Bun, perfect. Perfect. Aici hai să mai punem încă una să putem pune ușa. Bine, oricum putem pune ușa, dar să fie așa mai interesant. Perfect. Perfect. De câte din astea să fie? Hai să fie de de câte e aici? Că tot așa de mare trebuie să fac. 1, 2, 3, 4 și după aia urmează ăla. Ok. Deci o să pun asta aici, dar o să o tai după. Deci sunt 3, 4, 5 ar trebui. Pac, 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 pac. Pac, pac, pac. Pac, pac. Pac și pac. Și o să-mi scad acum toată viața din lume. Asta e viața. Mâncăm să ne mai crească puțin viața și hai să punem ușa, dar n-avem ușa acum. Nu-i bai, aici trebuie să mai punem. Nu, 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 nu-i bine. Toporul, vreau toporul. Toporișca. Șpoc. Eșie. Unde-i mă ăla, mă? Nu mai am lemne. Aoleu. Așa repede s-au dus. Stai, parcă mai aveam un stack aici. Astea erau? Cred că astea erau. Să sperăm că mi-ajung. Bun. Oare astea sunt? Da, astea sunt. Bun. Perfect. Iar am pus aici, mă? Oh my god. Așa. Bun. Asta trebuie să dispară. Și acum trebuie să punem cobblestone peste tot. Poc, 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 poc. Șpoc, șpoc, șpic. Nu, hai să punem aici. Șpac, șpac, șpac. Și ce părere aveți voi, fraților? Voi credeți că meritam un strike la clipul ăla? La un pas de moarte pentru nuditate? Adică hai să înțelegem, poate pentru altceva, nu știu, dar nici așa, că clipurile alea sunt, mă, pe YouTube, sunt cu milioane de vizionări și nimeni n-are treabă cu ele. Dar ghiși ce, dacă ești un YouTuber mai mic, hai să-ți dăm strike-uri. Oricum, sunt sigur că unii haters sau ceva mi-au dat flag și chestii de genul ăsta. Nici măcar nu-mi pasă, mă, pentru că ei poate să facă ce vor, dar YouTube nu trebuie să dea așa inutil. Pun pariu că dacă aveam 1 milion de abonați, se uitau de 10 ori înainte să-mi dea strike. Dar așa e viața, na. La ăștia mai mici, de ce să-i ajutăm, mă? Că tot timpul YouTube-ul nu-i ajută pe aia mici, știi? Pe aia mari. De ce să-i ajutăm și pe ăștia mici? Lasă să-i distrugem. Dacă tot se chinuie, măcar să știm că distrugem de tot. Să vedem, rezistă, nu rezistă? Cam cred că așa gândește YouTube-ul, nu știu. Nu știu care-i treaba. Dar, din păcate, noi avem de suferit. Și când zic noi, mă refer la toți Nocivanii. Pentru că, vedeți cum e. Eu nu mai am aceeași dispoziție, deși să știi că am reacționat destul de bine, zic eu. Nu am plâns, nu am făcut chestia astea, dar am avut așa o apăsare, o tristețe, nu știu cum să vă explic, dar nu știu cu ce să o compar. Probabil ca și cum iei o notă din aia foarte proastă la școală, pe nemeritate, așa, știi? Nu știu, râzi și tu cu colegul, ha, 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 și-ți dă un 3, profa, știi? E penibil, urât, știai că nu merită, ce? Îmi dai mie un 3 la materia ta că am râs odată sau ceva, hai să fii serios, știi? Cam așa te simți. Neîndreptățit, maxim, maxim. Măcar dacă știam că făceam ceva, mă, aia mă macină pe mine. Dacă știam că e pe merit, asta este, mă. Aștept 3 luni, nu mai postez chestii și... Adică nu mai postez chestii nașpa și aia e. Dar ghiși ce? Eu nu am postat ceva nașpa și mi-am luat strike. Așa că gândiți-vă, oricând pot să-mi iau un alt strike. Pe motivul, nu știu motivul. Pălă, mă! Hai să mai punem astea așa, măcar cât de cât să facem așa o linie demarcatoare, să știm ce avem de făcut în episodul următor. Și dacă avem noroc, terminăm etajul în episodul următor și facem și casa în copac, da? Nu știu, să vedem. Sau mă apuc direct de casa în copac, să-mi scrieți voi ce aveți de gând. Adică nu ce aveți de gând, ce pana mea vorbesc, ce vreți, ce aveți în gând. Oh my god, bă, nu știu, mă, eu acum la ora 1 o să postez episodul cu în care explică am luat strike și etc. Hai, du-te mă, ești un pana mea de monstru. Așa, deci o să fac episodul în care explic de ce am luat strike și bla bla bla. Adică nu de ce am luat strike, nici eu nu știu de ce am luat strike. Asta e marea problemă. Așa, o să fac clipul ăla și am zis în el că nu o să postez Minecraft, dar m-am gândit mai bine și am zis hai mă să postez pentru că așa e ok, așa e ok. Mă simt eu că după ce că mi-o tăia tot elanul ăsta, acum când făceam mai mulți abonați, să mă mai distrug și singur, nu. Așa ceva nu, nu permit așa ceva. Hai să punem și aici o ușă pentru că ce știi cum apar ăia. Și cred că e atâta episodul. Felicitări încă o dată lui Pufi TV Cezar și lui Alex Gamer. Felicitări fraților, sunteți awesome și mulțumesc pentru toată susținerea tuturor. Nu doar vouă, mulțumesc tuturor. Am doar uși din astea urâte, dar momentan pun din asta. Nu se prea potrivește, dar aia e. Bun, să știu că nu-mi intră nimeni pe la etaj. Dracu, nu știu, zboară ăștia și intră la mine în căsuță. Ok, îmi trebuie niște căul. Îmi trebuie așa, ca să fac niște torțe. Deși mai am două, dar mai îmi trebuie câteva. Unde sunt torțele? Aici. Bun, 4 10 torțe o să-mi ajungă. O să-mi ajungă momentan. Mergem sus, punem lumini și ăsta e episodul. În episodul următor o să și mobilez puțin și aici la parter. Dar momentan trebuie să construim. Opa! Momentan trebuie să construim, că na. Deși hai să punem și niște geamuri. Hai, în episodul ăsta să punem și niște geamuri și jos și sus. Mi-a spus să folosesc și căulul aici. Ia să vedem. Iron, opa, deci am destul de mult iron. Unde e căulul? Hai să punem aici, dar nu tot. Punem ăsta. Și ce voiam eu să fac? Unde e nisipul, nisipul? Nu am nisip? Eu știu că am luat un nisip. Sau n-am luat nisip. Nisip, nu. Hai să dormim un pic, să mergem să... stai că... Bun. Hai să căutăm nisip. Uite aici nisip. Să facem niște gemulețe. Deci ne trebuie un bloc, 2, 3, 4, 5. Mă ia valu! Vine valu și mi-a calul. Aoleu ăsta, mă. Mă, e șmecher, mă. Mă, eu am luat strike, mă. Crezi că mi-e frică de tine? Ia-ți o pastă, na-ți-o. Bun, nu știu câte, uite, 5. Bun, am strâns 7, 8. Nu știu câte geamuri îmi trebuie, dar uite că mă duce valul. Vine valul și mi-a calul și mi-a vaca din coteț. Oba. Și se duc blocurile, se dau, mă, fii atent, mă, că le ia apa, mă. Bun, hai că mi-ajung momentan 20 de din astea, oho, lejer. Hai să ne... arată destul de ok din afară. Trebuie să mai fac eu ceva așa de design, să pun gemuleți. Totul o să arate bestial. Aici castelul nocivanilor, pot să-i spun. Așa din piatră, frumos, cum îmi place mie, Bun, avem căulul, nu, aici a pus. Hai să vedem dacă merge cu căul, că nu am încercat până acum. Da, merge. Da, așa mult folosește? Păi lasă, frate, că nu vreau să-mi folosesc ăsta. Eu am crezut că rezistă mai mult, știi, dar ca ce sens? Bun, mi-o dat un așa, un din ăsta. Hai să ne gândim unde să punem geamurile. Îmi trebuie pickaxe-ul. Bun, geamurile. Hai să mutăm astea mai sus aici. Șpoc, șpoc. Cred că uite așa aici să fie geamul. Hai să mai pun una și acolo ca să arate frumos. Uite așa o să fac geamul aici. Da, deci așa o să-l fac. Șpoc, 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 șpoc. Să vedem frumos afară, mă, să știm tot ce se întâmplă. Nu? Păi da, cum nu? Punem primul. Hai să luăm și astea-lalte. Unde le-ai pus? Aici le-ai pus. Bun, nu știu de ce mi le-ai pus pe 3, dar nu-i bai. Pac, pac, pac. Ok. Ia-l și pe ăsta. Și mai punem încă unul și am terminat aici cu geamul. Bun. Perfect, avem gemulețul aici lângă pătuți. Ne intră lumina, frumos, frumos. Și sus, hai să vedem unde să-l facem. Să-l facem pe partea asta la altă, pentru că acolo deja văd pe partea asta. Dar aici e scara, din păcate. Dar nu-i bai. Uite, aici îl facem. Tot așa de 6 pătrățele sau... Da, tot așa de 6. E cel mai ok. Bun. Hai să mergem să vedem dacă s-au făcut geamurile. Geamurile, 3. Ne mai trebuie încă 3, așteptăm aici și după aia ne ducem cu ele. Bun, deci ce să vă mai zic mai mult. Am în plan ca în episodul următor să fac casa în copac sau să fac nivelul celălalt sau să mobilez, încă nu știu. Chiar nu știu, momentan așa arată clădirea. Eu zic că este ok. Arată destul de ok, trebuie să mai fac aici, vreau să mai fac aici o fermă, să plantez ceva, să nivelez totul aici, că uite-te cât de urât e. Deci chiar e mega urât, trebuie să fie totul nivelat, să facem frumos aici, de la distanță să se vadă genial. Ei bine, hai să vedem dacă putem pune și sticla. Hai să închidem aici ușa, că ne trezim dracu cu cineva în casă, peste noi, și nu vrem asta. Bun, mergem sus, punem și sticla. Pac, 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 pac. Aia e. Bun, perfect. Hai că arată chiar bine. Să știi că arată chiar bine. Bun, 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 perfect. Momentan arată binișor. Nice. Vedem și în direcția aia, perfect. Bun. Deci cam atât a fost cu acest episod. Vă felicit încă o dată Pufi TV Cezar și Alex Gamer. Felicitări și lui Micuța Speed, Drigo, Saurus Rex și Gamerul Nebunatic. După cum v-am spus, în episodul următor o să pun cele mai apreciate comentarii, primele două cele mai apreciate, o să pun numele voastre pe tablița asta. Și dacă reușim să facem și casa abonaților, dacă reușim să facem casa abonaților în episodul ăla, o să pun primul comentariu de la episodul ăsta, ok? Deci dacă reușim să terminăm casa abonaților, primul care comentează la episodul pe care îl vedeți acum o să aibă numele scris acolo. Deci este ceva mai cum să zic, mai tare. La 14:30 o să postez episoadele, așa că în fiecare zi la ora 14:30 puteți intra să lăsați primul comentariu și să vedem dacă aveți ocazia să vă pun pe peretele abonaților din casa din copac. Prima oară să o și facem. Ei bine, vă mulțumesc pentru atenția acordată, sunt foarte trist că mi-a luat strike-ul. Nu uitați să intrați în grupul de Facebook Nocivanii, este foarte important pentru mine, este primul link. Dacă vreți, dați și un like și un follow acolo pe Instagram și o să vă urmăresc și eu înapoi, o să vă anunț dacă se mai întâmplă ceva. Cam atât a fost și cu acest episod, vă mulțumesc pentru atenția acordată, ratonul vă pupă, vă iubesc fraților și să sperăm că o să auzim de bine. Pa!